Cele cinci ouă. A fost odată ca niciodată un om sărac lipit pământului. Fiind lihnit de foame, intră într-un han și ceru cinci ouă fierte. Dar cum nu avea bani să le plătească, o zbughi pe ușă după ce se sătură într-o clipă de neatenție a hangiului. Trecură 10 ani și omul nostru învăță o meserie, câștigă bănuți frumoși și reuși să-și facă o căsuță frumoasă. Trecând într-o zi pe lângă hanul cu pricina, intră și îi ceru aceluiași hangiu 5 ouă fierte. Hangiul îi le pregăti fără să-l recunoască, iar când omul îi plăti dublu, se miră. Acesta îi se destăinui, dar hangiul nici nu vru să audă. Câți pui și câte ouă aș fi putut eu obține din acele 5 ouă de care m-ai păgubit? Va trebui să-mi plătești un preț mult mai mare, prețul înzecit, căci eu am avut de pierdut de pe urma ta. Dacă nu te învoiești, mergem la judecată. Omul nu se învoi, așa că hangiul se și grăbi spre judecătorie. Îi spuse judecătorului toată povestea, iar acesta îi dădu dreptate. Trebuia însă să audă și versiunea celuilalt. Dar acesta nu mai apărea. Într-un târziu intră și el în judecătorie și își ceru scuze de întârziere. Am avut o treabă importantă care m-a reținut, a continuat omul. Am fiert nițică mazăre, iar apoi am plantat-o în grădina din fața casei și am stat puțin să văd dacă nu cumva se va și grăbi să răsară. Cum să răsară vlăstare noi din mazărea fiartă? Se mirară într-un cor hangiul și judecătorul. Dar din ouăle fierte, cum să iasă pui și aceștia cum să facă alte ouă? Le-o întoarse omul isteț.